Mă asculți? O resursă pentru clasa a doua. Andrei, Vlad, Daria și Sorina sunt colegi de clasă și prieteni buni. Le place să se joace împreună și să stea de vorbă. Dar uneori au impresia că nu comunică bine unii cu alții, că nu se ascultă unii pe alții. Iată un exemplu. Când Andrei spune, vreți și voi? Vlad răspunde cu da, deși nu a văzut că Andrei îi oferă morcovi și lui nu-i plac morcovii. Daria întreabă, ce ai spus? Deoarece nu a auzit ce a spus Andrei. Iar Sorina se uită la Andrei, cu siguranță l-a auzit, dar nu îi dă niciun răspuns. Iată cum, pentru o întrebare, vreți și voi, poți obține 3 răspunsuri diferite, dar incomplete. Care dintre cei 3 crezi că ar fi trebuit să se uite la Andrei când a întrebat, vreți și voi? Eu aș spune că Vlad, deoarece a răspuns cu da, fără să știe ce îi se oferă. Care dintre cei 3 crezi că nu a auzit întrebarea lui Andrei? După cum a întrebat la rândul ei, ce ai zis? Daria este aceea. Și despre care dintre ei se poate spune că nu știm dacă vrea sau nu un morcov, deși i-a văzut și a auzit întrebare. Corect! Sorina este cea care nu a răspuns la întrebare. După cum vezi, a fi ascultat de către cineva înseamnă să se uite la tine, să te audă și să îți răspundă, fie prin vorbe, fie prin acțiuni. Este precum un joc în care câștigi, adică ești ascultat, dacă cealaltă persoană te vede, te aude și îți răspunde. Și, la fel și tu, poți fi un bun ascultător dacă te uiți la ceilalți când vorbesc cu tine, dacă îi auzi clar și dacă le oferi un răspuns la mesajul lor. Hai să vedem dacă este adevărat. Dacă îi spui ceva unui coleg și el este întors cu spatele la tine, crezi că te ascultă? Încearcă și tu. Și la fel și la clasă, dacă doamna vorbește și tu ești întors să vezi ce face colegul din spatele tău, crezi că ai auzit ce a spus doamna la clasă? Iar dacă un alt coleg de clasă doar se uită la tine când îi vorbești, fără să-ți spună sau să facă nimic, crezi că te ascultă? Așadar, atunci când ești întrebat, mă asculți? Poți răspunde cu da, dacă te uiți, îi auzi și le dai un răspuns celor care vorbesc cu tine.